să lase poporul Israel într-o robie, într-o suferință, dragii mei, așa cum uneori Dumnezeu îngăduie și în viețile noastre. Și noi cârtim. Și Dumnezeu într-o zi aude glasul strigătelor noastre. Amin. Cu multă vreme, Dumnezeu îi arată tot planul de desfășurare privitor la poporul Israel unui om credincios, și anume lui Avram. Și spune în felul următor, în Geneza 15, spune în felul următor, dragii mei, versetul 13, Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mare bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. Vedeți, dragii mei, încă să se fi născut copiii lui Avram și urmașii lui Avram, după 400 de ani, Dumnezeu îi spune planul lui Dumnezeu cu privire la seminția lui Avram. Știm evenimentele, știm istoria poporului Israel, fiii lui Iosif, fiii lui Iacov și cum Dumnezeu a lucrat prin acest om al lui Dumnezeu, Iosif. Într-o împrejurare, Iosif a scris fraților săi următoarele. Eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta. Vedeți? Încă un om în care Duhul lui Dumnezeu vorbește. Dumnezeu a vorbit cu și a lucrat cu Avram. Dumnezeu i-a descoperit planul și lui Iosif. Și spune Iosif, fraților săi, eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta. Și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat-o că o va da lui Avram și lui Isaac și lui Iacob. Iosif a pus pe fiii săi să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Glorie Domnului! Doamne, fac atunci când vei veni împărăția Ta să fim și noi. Să plecăm cu toții. Oare noi ne rugăm așa? Vedeți că Iosif s-a rugat. A avut această dorință. Când Dumnezeu vă va cerceta, frații mei iubiți, și eu vreau să fiu acolo. Și vreau să mă duc în țara ce unui curge laptele și mierea. Într-o țară făgăduinței. Și eu vreau să fiu. El a văzut-o prin credință. A văzut Avram și a crezut. Isaac, Iacov, Iosif. Au crezut Sfinții lui Dumnezeu în această țară făgăduită. Oare tu? Oare eu? Ne credem în Dumnezeu? Avem această credință că El a pregătit o țară minunată, o împărăție, dragii mei? Dumnezeu să ne întărească pe fiecare. Avem fiecare un caracter, dragii mei, și unul dintre defectele omului este șovăirea. Este oarecum murmurarea când Dumnezeu ne trimite. Noi zicem, Doamne, dar trimite pe altul. Așa cum și Moise a murmurat și a șovăit, dragii mei, când Dumnezeu a avut acest plan cu Moise să facă o lucrare. O lucrare prin care numele lui Dumnezeu să fie lăudat și până în toată istoria lumii să se audă despre această izbăvire pe care Dumnezeu a lucrat prin omul lui Dumnezeu, prin Moise, dragii mei. Și Moise n-a vrut. Și s-a împotrivit. Deși Dumnezeu, dragii mei, în primul rând spune, acum Moise, vino, eu te voi trimite. Și pe tine, și pe mine. Ne-a chemat Domnul Iisus să venim la El. Să venim la El ca El să ne îmbărbăteze, ca El să ne dea putere, dragii mei, să mergem să vestim Evanghelia. Oare noi venim la Iisus?
venim la El sau doar cântăm despre El că este Domnul vieții noastre? Doar noi ne dăruim și mergem la Iisus Hristos. Apoi al doilea lucru, dragii mei, Dumnezeu îi spune lui Moise, du-te dar, eu voi fi cu gura ta, te voi învăța ce vei avea de spus. Vă aduceți aminte și de apostoli, înainte de sărbătoarea cincizecimii, cât de slabi erau ei, cât de înspăimântați erau. Dar după ce Domnul a înviat, după ce Domnul a revărsat putere peste ei, dragii mei, îi găsim după sărbătoarea cincizecimii, plin de bucurie, plin de râvnă, plin de îmbărbătare, dragii mei, plin de dorință să vestească cuvântul Domnului, chiar cu prețul vieții lor. Ei s-au dăruit lui Dumnezeu și au vestit cuvântul Domnului. Și cu cât era prigoana mai mare, cu atât creștinii se înmulțeau. Oare noi cine suntem? Oare noi șovăim? Oare noi murmurăm atunci când Dumnezeu vrea să lucreze cu viața noastră? Doamne, îndură-te și fă ca viața noastră să fie în conformitate cu cuvântul Tău și noi să ne consacrăm lucrării Tale și să fim devotați lucrării Tale. Amin. Dragii mei,